favoritul meu este Renato Usatoi la moment și... Am decis să semnez pentru această candidatură, fiindcă consider că este una dintre persoanele care ar putea să schimbe și este pentru noi, pentru noi moldovenii, și îmi doresc ca Moldova să ne aparțină. Deci am observat că este o persoană empatică și participă la diferite donații. Nu trebuie să un prezident cum se cade, care NATO Usatoi, de pildă, să fie pentru norod, pentru popor, pentru ce promite să facă, să fie cu Moldova. Сделав определенные хорошие дела, перспективные дела на севере Молдавии, он сможет также продолжать развитие своих проектов и по всей территории Молдовы, в том числе и в Кишиневе. Ну, во-первых, справедливость для всех, поднятие народного хозяйства, поднятие медицины, поднятие общего уровня жизни людей и борьба с коррупцией. Cuvântul lui îmi inspiră încredere ca să vedem tot ce face în continuare, fiindcă pe ceilalți am văzut. Am decis să semnez pentru domnul Renato Usatoi, deoarece vreau o schimbare în țară. Vreau ca părinții mei să aibă o bătrâneță ușoară, o bătrâneță sigură, să nu fiu nevoit să plec eu din țară să-i ajut. Sper la o mărire de salariu pe țară în general, sper la o mărire de pensie și la un sistem educativ și mai bun decât este acum. Și în general la o țară mai bună, deoarece tineretul, noi tineretul, să rămânem aici, nu fim nevoiți să plecăm peste hotare, deoarece până când situația asta este, suntem nevoiți să plecăm, dar noi dorim să stăm aici, deoarece totuși Moldova e a noastră. Eu încă din 2014, de atunci al susținem că și vorbește, el e adevărat, nu e minciuni. Mare așteptări avem să deschidă lucruri pentru tineret, să uite cu fața la oameni simple, la pensionari, să aibă oameni de lucru. Dacă el se uite la oamenii ești simple, la lucruri de lucru să aibă tineretul, n-a să ducă prin străinătate, să rămâi bătrânii, singurate și neajutorați, dar să aibă susținere aici de la copii, de la neamuri și de la domnul Usatoi. Я поддерживаю во всем. Думаю, что будут изменения какие-то к лучшему в нашей стране. И за это я решил поддерживать и поставить свою подпись. Ну, он много чего сделает, все не перечислить. Ну, например, по тарифам газа он нам помогал, спустил тариф. Есть многие вещи, которые сделал. Помогал железнодороге ребята, чтобы получить свои зарплаты. Я надеюсь на лучшем, конечно. Îl urmăresc de foarte mult timp și îmi place ceea ce face. Să dezvolte infrastructura în toate orașele mici, satele, să fie renovate școlile, asta e principal. Multă baftă! Я этому человеку, Ренато Усатому, доверяю. Я знаю, что этот человек объединит всех людей. С ним я знаю, что наше будущее будет еще лучше, краше и экономически потенциальным. И нас будут уважать, как и уважали всю жизнь. Мы имплине recent 18 ani, sunt un patriot și țin și eu la țara mea, cum și Renat, domnul Renat. Trebuie să se gândească în primul rând la cei mai bătrâni, adică să ridice un pic pensiile bătrânilor, fiindcă cu prețurile noastre e foarte greu pentru ei. După asta să se ocupe de studenții, adică să renoveze școlile, pentru că sunt încă de pe timpul Uniunii Sovietice unele. Și în al treilea rând să apuce de infrastructura țării. Am decis să depun semnătura din motivul că consider că este unicul candidat care poate schimba pe bune țara, să facă o regulă, să se lupte cu corupția, să liberalizeze economia. Unicul care poate contribui la aducerea infractorilor, care poate să aducă miliardul în furat de către guvernarea precedentă. Face parte din categoria oamenilor care niciodată n-a fost la guvernare. Și toate promisiunile în funcție care le-au avut de primar la Bălți, pe toate le-a îndeplinit. Chiar și când a fost pandemia, a fost ajutați de către Renato Usatoi toți medicii. A putut și a găsit surse necesare prin care a dăruit la Spitalul Municipal Bălți din surse financiare proprii o ambulanță. Știu că a ajutat foarte multe persoane
cu care au avut nevoie de intervenții chirurgicale, atât în Moldova cât și peste hotare. Îl susțin pentru că din alți candidați eu n-am pe cine să-l susțin. El e cel mai de-a nostru. Dacă el într-adevăr vrea să facă pentru țara asta, el trăiește în țara asta și cred că e cel mai bun variant. Eu tare sper că el să aibă o echipă care într-adevăr să înceapă să facă ceva pentru și agricultori și pentru satele noastre, anume că să se întoarcă lumea acasă. Сила в правде.